Președintele Consiliului Județean Arad, Justin Cionca, insistă că legislația trebuie schimbată pentru ca fondurile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență să poată fi atrase. Justin Cionca a subliniat săptămâna trecută că, printre altele, consiliile județene sunt excluse de la finanțare, deși au proiecte importante pentru infrastructura de sănătate. Liderul Consiliului Județean Arad anunță că merge la București să convingă autoritățile să modifice legislația. Consiliul Județean Arad a transmis ministerelor o listă cu 10 propuneri de proiecte pe acest plan de redresare și reziliență, încadrându-se în condițiile solicitate, adică proiectele să fie între 10 și 45 de milioane de euro și să se refere la domeniul sănătății publice și al turismului.